Asphalt Challenge Days. Au mai rămas doar două zile până vom da startul acestei etape, aici lângă Târgoviște. Este deja o etapă de tradiție, suntem la a noua ediție și suntem fericiți și suntem mândri că iată și anul acesta putem să organizăm etapa. Este deja cunoscută în calendarul competițional, în calendarul motorsportului, așa că avem echipajele care sunt pregătite și dornice să vină la noi la etapă. Ca de obicei, la dreapta mea Cătălin Milea și la stânga mea Silviu Bulugioiu, era să zic Cătălin Bulugioiu. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Suntem fericiți, suntem entuziasmați, ne bucurăm că totuși a plouat, pentru că pădurea era extrem de uscată și off-road fără noroi nu se poate. Cu atât mai tare spectacolul să fie și mai intens și mai frumos. Noi off-roadiștii iubim noroiul, că ăsta înseamnă spectacol. Venim, iată, după 2 ani de zile din nou și cu trialul, această probă super specială și mult așteptată, o probă ce va putea fi văzută de întregul public. 2 ani am avut de pauză în a organiza trialul din cauza pandemiei, că știm cu toții, pandemia ne-a ținut la distanță unii de alții. Însă, după 2 ani de zile, revenim și cu trialul. Ne dorim foarte tare să promovăm și clasa hobby, pentru că această clasă reprezintă, practic, viitorii campioni, aici este pepiniera. Însă, întâi o să las pe Silviu ca să vă povestească un pic despre organizare, despre trasee, pentru că acolo eu nu am participat de când sunt a doua oară mamă, m-am oferit să mai merg și la organizare pe traseu. Însă, cei doi domni stânga-dreapta, ei s-au ocupat de realizarea traseelor. Îl las întâi pe Silviu să vă povestească, apoi o să îi dau pasa lui Cătălin să vă povestească în mod special de clasa hobby. Silviu? Bună dimineața! Cum spunea și Roxana, mă bucur să ne revedem. Putem spune că am intrat la liceu, suntem la noua ediție, care se desfășoară în județul Dâmbovița, cu start în câțiva ani în Târgoviște, de ceva ani încoace, din comuna Șotânda. Mulțumim tuturor celor care ne sunt aproape și care au încredere în ceea ce facem noi și an de an ne sunt alături, sau ca parteneri, sau ca sponsori, sau ca participanți. Și nu în ultimul rând, dumneavoastră, pentru că vă găsiți timp să fiți alături de noi și să promovăm așa cum trebuie acest sport care ne place atât de mult și ne și creează din ce în ce mai multă vizibilitate. Până acum eram destul de ascunși, de ceva ani încoace, însă cu ajutorul dumneavoastră, acest sport începe să-și capete și să-și recapete locul bine meritat. Discutăm de a 5-a etapă din Campionatul Național de Specialitate. Sunt 6 clase de concurs, cele pe care deja le știți de ani trecuți, respectiv Standard A, Standard B, Challenge, Open, SSV și Extrem. Și așa cum spuneam mai devreme, avem și pepiniera pe care noi ne ambiționăm să o aducem în fiecare an ca virgulă categorie. Nu sunt încă puși în zona de clasă, deci nu un clasament general, anual. Această clasă de hobby în care încercăm să îi obișnuim pe oameni cu ce înseamnă rigorile unui concurs. Ceilalți însă deja sunt sportivi licențiați, sunt mașini care au pașapoarte tehnice, traseele sunt validate împreună cu comisari ai Comisiei Naționale de Off-Road din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv și toate lucrurile merg către o standardizare în așa fel încât condițiile de concurs să fie cât de cât asemănătoare pentru fiecare etapă diferită, dar la fel pentru fiecare clasă. Este greu să mergi odată cu o mașină de standard pe un anumit traseu și peste 2-3 săptămâni să mergi pe un alt traseu. Șansele de a strica ceva la mașină sunt destul de mari, iar cum aveam noi o vorbă așa mai plastică, când dă plăcerea în scârbă, deja lucrurile nu mai sunt ok. Revenind, suntem înaintea startului ediției cu numărul 9, care se desfășoară cu ajutorul și cu susținerea foarte bună, cel puțin din punct de vedere logistic, a autorităților locale, cu precădere a primăriei Șotânda. Mulțumim pe această cale domnului primar Constantin Stroie.
Ne place că lumea înțelege că nu noi suntem cei care distrugem, pentru că regulile pe care noi le avem impuse, ca regulamente sportive, regulamente particulare, sunt tocmai pentru a proteja și a permite accesul într-un mediu controlat a mașinilor în afara drumurilor publice. E adevărat, ne luptăm și noi ca și ceilalți cu cei care înțeleg să facă din pasiune o haiducie și să umble pe drumuri de munte fără să ceară voie nimănui sau să meargă prin zone care sunt interzise. Dar este un proces la care ne-am hămat cu toți cei care suntem atrași de acest sport și cu siguranță va mai dura un picuț până vom ajunge să avem și niște rezultate notabile. Deocamdată însă ne bucurăm de faptul că am pregătit pentru acest concurs, pentru fiecare zi de etapă, trofii undeva între 80 și 60 de kilometri de traseu pentru fiecare clasă separat. Trebuie menționat că clasele merg în paralel, dar pe trasee complet diferite, existând numai niște puncte de control prin care verificăm că mașinile au îndeplinit parte din traseul care le-a fost pregătit. Nu sunt zone de risc maxim. Bineînțeles că fiecare dintre participanți își asumă un risc în momentul în care se înscrie și ia startul într-o competiție, egal de ce gen este ea. În cazul de față, sunt concurenți care știu și au fost învățați de-a lungul timpului să depășească obstacolele naturale. Practic, asta este ceea ce facem noi. Depășim obstacolele naturale. De asta spunea Roxana mai devreme, că ne place noroiul. Noroiul este un ingredient care face dintr-o urcare simplă deja ceva care îți creează probleme și trebuie să vezi cum abordezi planta, cu ce viteză, în ce unghi și, nu în ultimul rând, din când în când să mai folosești și elementele ajutătoare de pe mașină, respectiv trolile. Startul va fi din același loc ca în ultimii 4, aproape 5 ani, respectiv pe platou din comuna Șotânga, din apropierea haldelor de Cenușă. Acolo va fi secretariatul, va fi parcul tehnic, respectiv startul și sosirea. Startul în haită. Startul în haită este deja un brand, aș putea spune, a motorsportului din Dâmbovița și a nostru ca regulă club, respectiv Club Offroad București, pentru că este și singular. Numai la această etapă și numai aici se folosește acest lucru. În primul și în primul rând, cum vă spuneam, prin sprijinul logistic al primăriei, care ne-a pus la dispoziție un spațiu în care un astfel de start este posibil. Ce ne dorim este ca lumea să simtă bine, ca aceia care se înscriu la concurs să rămână cu un sentiment plăcut și cu o bucurie a faptului că au reușit să termine sau măcar că au reușit să ia startul. Există niște evenimente, să le zicem, și post-concurs pe care le-am reînceput anul acesta, nemai fiind an de pandemie, respectiv o petrecere câmpenească în zona de start-sosire și, cum spunea Roxana, pentru ziua de duminică, etapa de trial. Etapa de trial este, pentru cei dintre dumneavoastră care vă mai aduceți aminte, ceea ce făceam acum câțiva ani în gropile de lângă Class Park, de lângă benzinăria Imol. E, acum nu mai suntem aici, pentru că între timp acolo a apărut un magazin Lidl. Ne bucurăm pentru această realizare. Suntem ușor triști pentru noi, dar am găsit o altă zonă suficient de ofertantă, care este chiar în zona de start-sosire din Șotânga. Și unde pentru cei dintre dumneavoastră care aveți timp și dorința de a vedea mașinile pe viu, vă așteptăm, începând cu orele 9:30, duminică. Altfel, suntem aceiași, din păcate mai puțin, pentru că, așa cum vă spuneam, anul trecut am avut un eveniment neplăcut în cadrul campionatului și care ne-a afectat direct, fiind vorba de un coleg de-al nostru.
Dar la fel de hotărâți ca ceea ce am promis, la ceea ce ne-am înhămat să fie făcut la un nivel de calitate superior și din care fiecare să plece cu amintele plăcute.